Cum vă veți înțelege cu cei de la URA? Ați purtat discuții acum în Parlament? Cum vi se pare? E o întrebare care este irelevantă din perspectiva colaborării între partide. Eu fiind de profesie avocat și având ocazia să cunosc o parte importantă din decidenții AUR, cred că nu voi avea o problemă în a dialoga. În sensul că instituțional cred că voi putea colabora corespunzător și firesc într-o democrație cu liderii lor. Eu îl cunosc și pe George Șerban, îl cunosc pe Claudiu Târziu, îl cunosc pe Diana Șoșoacă, care e avocat în Baroul București, îl cunosc și pe Lavric, deci cunosc o mare parte dintre ei, pe generalul Chelaru, deci v-am enumerat doar câteva persoane care sunt vârfuri din perspectiva imaginilor.